Banii aferenți coplății folosiți pentru dezinfectanți. Reprezentanții Spitalului Municipal din Lupeni vor folosi banii pe care îi încasează de pe urma coplății pentru achiziționarea de materiale de curățenie. Cei de la Unitatea Medicală spun că suma pe care o încasează este una modică, aceasta nefiind una suficientă pentru achiziționarea de medicamente sau realizarea de investiții. Coplata de-abia a început, deci nu, o să facem o estimare a încasărilor pe sistemul acesta de coplată, însă teoretic, așa, noi am făcut niște calcule, sumele sunt infime, sunt foarte mici. Însă le vom folosi și pe acestea, cum am mai spus și în alte ocazii, o să luăm materiale de curățenie, echipamente de protecție pentru vizitatori. Potrivit calculelor realizate de cei de la Unitatea Medicală, lunar s-ar încasa undeva la 600 de lei. Acești bani reprezintă coplata care li se percepe pacienților la externare.